40 de trenuri au fost anulate în această dimineață din cauza ninsorilor și a viscolului. 13 au înregistrat întârzieri de peste o oră. Totodată, circulația este adaptată condițiilor nefavorabile cu temperaturi extrem de scăzute pe raza a 4 regionale, București, Craiova, Galați și Constanța. Unele curse pot înregistra întârzieri la destinație. Din cele 1300 de trenuri ale CFR călători care circulă zilnic în România, s-a luat decizia anulării a peste 40 pentru a facilita accesul utilajelor și echipelor de intervenții. Autoritățile au anunțat că la acest moment nu mai sunt persoane blocate pe căile de transport rutiere și că nu mai există niciun drum național închis circulației auto. Toate aeroporturile sunt deschise și nu se înregistrează curse aeriene anulate sau cu întârzieri. De asemenea, 13 trenuri înregistrează întârzieri semnificative determinate de necesitatea atașării locomotivelor diesel pe anumite intervale de stații din jumătatea de sud a țării, de reducerea vitezei de circulație sau de intervenția cu pluguri.